Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou iată în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt care ne prezintă cele mai importante lucruri cu privire la viața noastră. În mod particular, ceea ce constituie subiectul atenției noastre este continuarea lucrării Domnului Isus, lucrarea cărei scop a fost să aducă iertarea păcatelor pentru omenirea coruptă. Am văzut până acum felul în care s-a desfășurat misiunea Domnului Isus și care au fost principalele etape ale acesteia. Aminteam în întâlnirile noastre trecute că mesajul despre noua împărăție pe care Domnul o instituia a fost mai întâi transmis Israelului. Abia când Israelul a respins mesajul în care Domnul Isus era prezentat ca Mesia, izbăvitorul, atenția Domnului nostru a început să se îndrepte și către neamuri. De acum însă, intrăm într-o nouă etapă a misiunii sale. De acum, el se îndreaptă încet, încet, către cruce. Suntem la capitolul 15 din Evanghelia după Matei și acțiunile Domnului Isus adâncesc și mai mult conflictul pe care îl are cu farisei și cărturarii, oficialitățile religioase ale poporului evreu. Dar să vedem care sunt aceste acțiuni care inversionează atât de tare pe farisei și cărturari încât caută cu orice preț să-l omoare pe Domnul. Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și au zis Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? căci nu-și spală mâinile când mănâncă. Să ne aducem acum aminte puțin care este contextul în care îl găsim pe Domnul Isus în acest moment. El se afla în zona orașului Capernaum și tocmai avusese un conflict cu câțiva dintre farisei și cărturarii locali. Ei au acuzat pe ucenici că nu respectă sabatul și au mâncat grăunțe culese în acea zi. După ce le răspunde acuzațiilor lor, Domnul Isus se retrage pe un câmp unde este urmat de o mare mulțime. Acolo vindecă, predică, dar și hrănește această mulțime înmulțind cinci pâini și doi pești. Se pare că aceste evenimente și altele care țineau de acum de popularitatea Domnului Isus au ajuns la urechile marelui preot, cărturarilor celor mai de seamă și a conducerii partidului fariseilor din Ierusalim. Aceștia a trimit imediat emisar să-l caute pe Domnul Isus și să vadă despre ce este vorba. Mai bine spus, au venit să-l critique, să caute punctele slabe ale misiunii sale și, dacă era posibil, să o distrugă. Un element important cu privire la farisei este acela că ei erau în special preocupați de păstrarea tradiției strămoșilor, față de care aveau un foarte mare respect. În acest fel, îi credeau că pot depinde de înțelepciunea depozitată a predecesorilor lor. Deși nu aveau niciun suport biblic, spălarea mâinilor era considerată de ei una din cele mai importante practice ale tradiției lor. Aceasta era o ceremonie, al cărei scop nu era neapărat igienic, ci mai degrabă unul cu o conotație spirituală. Dar, asemenea unui adevărat învățător, urmând obiceiurile acestora, Domnul le răspunde tot printr-o întrebare. Drept răspuns, el le-a zis: Dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Remarca pe care o face Domnul Isus nu este numai una adevărată, dar foarte provocatoare. Implicația ei, era că ei distrugeau cuvântul lui Dumnezeu prin datinile sau tradițiile lor. Ei răstălmăciseră sensurile cuvântului lui Dumnezeu într-o manieră convenabilă lor. Iată că Domnul Isus are și exemple: Căci Dumnezeu a zis: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cineva grei de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale o Oricu cu ce te-aș putea ajuta? La am lui Dumnezeu. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Un lucru pe care trebuie să-l înțelegem aici este acela că iudaismul, în general, solicita respectul față de părinți și includea sprijinul financiar ca parte acestui respect. Iosefus și alți rabini considerau că aceasta era cea mai mare poruncă din lege, din cauza aceasta, fariseii nu puteau fi în dezacord cu exemplul Domnului Iisus. Ei nu recomandau ca copiii să-și abandoneze părinții sau să nu-i mai susțină din punct de vedere material, dar instituiseră anumite practici menite să permită exchivarea de la angajamente financiare față de părinți. Astfel, ei au pus la punct o practică în care bunurile lor erau proclamate sfinte, dedicate lui Dumnezeu. Și în felul acesta, ele nu mai puteau fi folosite pentru altceva decât fie pentru uzul personal, fie pentru jerfe aduse lui Dumnezeu. O altă breșă în sistemul acesta legal era, de exemplu, o practică numită prosbul. Aceasta era o sustragere de la prevederea legii potrivit căreia toate datoriile erau anulate în cel de-al șaptele an, anul sabatic. Acești oameni inventaseră tot felul de căi pentru a se sustrage împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Din această cauză, Domnul Isus îi descrie fără menajamente. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis Norodul acesta se apropie de mine cu gură și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Cuvântul acesta, fățarnic sau ipocrit, nu avea exact conotația pe care o are astăzi. De asemenea, nu era un cuvânt atât de ofensiv sau jignitor cum este astăzi. Atunci, cuvântul se folosea pentru actori. Teatrul de atunci era și el diferit de cel de astăzi. Actorul purta o mască în timp ce își recita rolul. Actul acesta era ipocrizie. Deci, ceea ce le spune Domnul Isus este că ei nu sunt altceva decât niște actori. Ei nu fac decât să mimeze ascultarea și respectul față de Dumnezeu. Închinarea lor nu era decât o piesă de teatru bine jucată, dar care nu avea niciun ecou în inimile lor. Exact acestea erau și cuvintele pe care le spusese Dumnezeu prin Isaia generației de atunci. Pentru acest motiv, i au fost duși în robie, au fost pedepsiți. Ori, Domnul Isus le atragea atenția că se putea ca și ei să aibă parte de același tratament. Acum Domnul Isus se întoarce către mulțimi. O să vedem din ce în ce mai des această practică la Domnul nostru. O să observăm că farisei trimiteau oameni care, în mod public, să-L atace pe Domnul Isus și să încerce să-L discrediteze în fața poporului și autorităților romane. Numai că Domnul o să întoarcă mereu aceste planuri împotriva lor. Și de această dată, El este acela care ia mulțimea drept martor. Isus a chemat mulțimea la sine și a zis, Ascultați și înțelegeți nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Aceasta este o învățătură foarte importantă, dar greu înțeleasă se pare atât de farisei cât și de ucenici. Nu cred că oamenii din vremurile noastre o înțeleg prea bine de asemenea. În orice caz, ucenicii sunt uimiți de curajul cu care Domnul îi înfruntă pe farisei. Atunci, ucenicii lui s-au apropiat și au zis, Știi că farisei au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-ai auzit? Dar nu de simpla înfruntare este vorba aici, ci de pericolul pe care îl reprezintă asemenea atitudini. Dragii mei, cred că și din partea noastră se solicită o foarte mare atenție. Este vorba aici despre responsabilitatea pe care o avem față de cei din jurul nostru. Cuvintele pe care Domnul Isus le folosește cu privire la farisei trebuie să ne dea de gândit. Ascultați numai. Drept răspuns, el a zis, Orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i. Sunt niște călăuze oarbe. Și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Este un lucru foarte grav, cu consecințe grave, atunci când prin faptele noastre sau cuvintele noastre îi conducem pe oameni la pierzare. Domnul Isus ne spune clar, aceia nu sunt ai lui și cine nu este al lui, este smuls din rădăcină. Acum urmează tălmăcirea cuvintelor referitoare la ceea ce întinează, la ceea ce profanează. Așa cum spuneam, nici ucenicii nu au înțeles prea bine despre ce este vorba. Petru a luat din nou cuvântul și a zis, deslușește ne pilda aceasta. Isus a zis, și voi, tot fără pricepere, sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură, merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna. Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Acesta este un important principiu spiritual. Cu alte cuvinte, spune Domnul Isus, ceea ce strică, ceea ce afectează în mod negativ viața noastră este ceea ce vine din inimă. Dacă privim în jurul nostru, mă refer aici la societatea în care trăim, lucrul acesta se vede foarte clar. Suntem într-o perioadă de instaurare a unei noi moralități, care se aseamănă foarte bine cu ceea ce spune Isaia că se petrecea în zilele lui. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Aceia dintre noi care cred în Biblie sunt priviți cu dispreț, considerați drept retrograzi. Dar ceea ce societatea promovează este cu adevărat moralitate? Sau este moralitate în afara Bibliei? Se pare mai degrabă că ceea ce caracterizează inima noastră este exact ce spune Domnul Isus: gândurile, ucideri, prea curvi, curvi, furtișaguri, mărturii mincinoase, bârfe și tot ce este mai decăzut. Dacă aceasta poate fi numită moralitate, atunci nu putem fi prea departe de ziua judecății. Suntem într-o situație periculoasă și trebuie să ne dăm seama de aceasta. Dar Domnul Isus pleacă mai departe și, din Capernaum, ajunge în Ținuturile Tirului și Sidonului. Isus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Așa cum aminteam, neamurile sunt acum în atenția Domnului nostru. După ce a fost respins de Israel, el duce mesajul împărăției cerurilor și la neamuri. Dar deja vestea despre el ajunsese în aceste ținuturi. Nici nu ajunge bine acolo și este solicitat să vindece. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fică mea este muncită rău de un drac. Acum Atitudinea domnului Isus aici este cam intrigantă pentru că nu i-adresează niciun cuvânt și este necesară intervenția ucenicilor. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dei drumul, căci strigă după noi." Dar, vedeți, domnul Isus avea un motiv pentru această atitudine. Dacă privim la originea acestei femei, vedem că ea este de fapt o mixtură de naționalități fiecare fiind violent respinsă de evrei. Cananiții care au supraviețuit peste veacuri, atunci când evreii au pornit la cucerirea teritoriilor din țara promisă, au fost împinși înspre partea de nord, în partea Feniciei. Ei erau considerați de evrei ca fiind cei mai stricați oameni și nu aveau chiar nicio legătură cu ei. Domnul Isus, să nu uităm, se prezintă ca fiind împlinirea profețiilor ce vorbeau despre un rege pentru evrei. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Această femeie nu putea să aibă nicio legătură cu ei până nu recunoștea acest lucru. Și ascultați ce răspunde femeia. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută -mă. Domnul Iisus testează cât de tare este convingerea ei. Era ea doar o oportunistă? Sau era o credincioasă adevărată? Acum, eu cred că nu pentru sine avea Domnul nevoie de dovezi. El a dovedit în atâtea rânduri că știa ce este în inima și mintea oamenilor, înainte ca ei să spună ceva. Dar, așa cum o să vedem, Domnul Isus o dă ca exemplu pentru ceilalți. Drept răspuns, el a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fără miturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Isus a zis: O femeie. Mare este credința ta. Facă-ți se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Credința ei a fost mare. Domnul Isus a arătat ucenicilor cât de mare era ea. Dragii mei, nimic nu poate înlocui credința. Ea este aceea care ne aduce bine binecuvântările. Un lucru însă pe care doresc să-l semnalez este acela că este nevoie să demonstrăm credința noastră. Nu că Dumnezeu are nevoie de asigurări suplimentare, dar credința noastră poate fi inspirativă pentru alții. Este deci nevoie să demonstrăm credința noastră prin faptele noastre, cuvintele noastre, prin trăirea noastră. Însă Domnul Isus nu stă prea mult nici în aceste ținuturi. Sămânța a fost aruncată de acum. El se întoarce din nou în ținuturile Galilei, unde face din nou o mulțime de vindecări. Isus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a șezut acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi, i-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Așa cum mai spuneam și alte date, inamicii Domnului Isus nu puneau la îndoială vindecările pe care le făcea Domnul. Cum ar fi putut? pentru că ele nu erau cazuri izolate care nu puteau fi dovedite, care ar fi putut fi suspectate că sunt false. Erau sute de persoane care beneficiaseră de vindecările acestea. Pentru că nu le puteau contesta, contestau persoana care le făcea și, în mod special, autoritatea lui. Aceasta era ceea ce nu le convenea liderilor religioși. Ei nu voiau să recunoască că Domnul Isus este cel despre care se profețise, unsul, alesul lui Dumnezeu, numai că cei care beneficiază de atingerea lui Dumnezeu nu pot să nu recunoască aceasta. Oamenii vedeau că este mâna lui Dumnezeu, vedeau grija pe care Domnul o avea față de ei, vedeau puterea lui, vedeau dragostea lui pentru ei și atunci îl slăveau pe Dumnezeu. Dragii mei, atunci când beneficiem de iertarea lui Dumnezeu, de vindecarea pe care El o aduce sufletului nostru, oamenii văd lucrul acesta dar mai mult ei văd când noi îl slăvim pe Dumnezeu prin viața noastră. Dar să mergem mai departe pentru că acum are loc un nou eveniment. Iată o nouă mulțire a hranei. Isus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, Mie e milă de gloata aceasta, căci iată că de trei zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să le șine de foame pe drum. Ucenicii i-au zis, de unde să luăm în pustie aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Câte pâini aveți? i-a întrebat Isus. Șapte, au răspuns ei, și puțin peștișori. Atunci Isus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele șapte pâini și peștișorii și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Cei ce mâncaseră erau patru de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei. Această minune pare similară celei în care au fost înmulțite cinci pâini și doi pești. De această dată sunt șapte pâini și mai mulți peștișori. Dar este interesant că ucenicii reacționează la fel ca prima dată. Atunci când este vorba să fie hrăniți acei oameni care, așa cum vedem, de trei zile stăteau după Domnul Isus, ucenicii spun că nu au de unde să aducă hrană pentru acea mulțime. Cred că este aici o dovadă că și în ceea ce privește credința, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ucenicii au fost în atâtea situații cu Domnul. L-au văzut potolind furtuna, învind morții, vindecând tot felul de boli, înmulțind chiar pâinea și peștii, și totuși, în fața situației concrete, eșuează. Și noi eșuăm de atâtea ori. De ce? Pentru că avem nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. Este vorba despre credință care duce la credință. Este vorba despre relație cu Dumnezeu. Vedem de atâtea ori lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Vedem lucrarea lui Dumnezeu în jurul nostru, mâna lui puternică, izbăvind, vindecând. Rezolvând situații care par imposibil de rezolvat. Și cu toate acestea, dacă trecem pe același drum, comitem aproape același greșeli. Toate acestea din lipsa credinței. Amintiți-vă de omul care se roagă Domnului, Doamne, ajută-ne credinței mele. Chiar și apostolii ajung la un moment dat la concluzia aceasta. În Luca, capitolul 17, versetul 5, este redată rugăciunea lor. Apostolii au zis Domnului: Mărește necredința. Dacă ei au ajuns la concluzia aceasta, cred că și noi trebuie să facem la fel. Și noi avem nevoie de sprijinul lui Dumnezeu chiar în ceea ce privește credința noastră. Ceea ce reprezintă doar o mică sămânță poate crește. Se poate dezvolta atunci când Duhul lui Dumnezeu este la lucru în viața noastră. El este acela care mărește credința noastră. Dragii mei, Domnul Isus nu se supără pe ucenici, nu-i ceartă. Nici pe noi nu se supără, pentru că El ne cunoaște atât de bine. Însă avem nevoie de credință și El este gata să ne ajute. În epistola pe care o scrie romanilor, Pavel pune următoarele cuvinte. Este vorba de versetul 17 din capitolul 1. În ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credință, și care duce la credință, după cum este scris: Cel neprihănit va trăi prin credință. Credința este viața noastră, este modul în care trăim, este modul în care intrăm în posesia neprihănirii pe care ne-o dă Dumnezeu, dar în același timp, prin această neprihănire venită prin credință, duce la credință. Iată ce paradox frumos. Dar bogat avem aici. Dumnezeu este acela care, atunci când ne încredem în El, binecuvântează credința noastră. Ne ajută să trăim după voia Lui, ne ajută să ducem o viață astfel încât numele Lui să fie glorificat, să fie binecuvântat în fața oamenilor. Și când ei văd lucrurile acestea, la rândul lor, vor binecuvânta numele Lui. Lucrul acesta este foarte important. Dragii mei, așa, deci, iată cât de importantă este credința din viața noastră. Să nu uităm Domnul ne așteaptă cu durare și dragoste. El este gata să ude să aceasta această credință în viața noastră, pentru ca numele lui să fie glorificat. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.